Bună ziua, dragii mei! Astăzi discutăm despre rapoarte în care termenii sunt două numere și raport procentual. Să facem cunoștință cu Andrei. Bună, Andrei! Andrei vrea să ude grădina cu flori. Are la dispoziție o găleată cu capacitatea de 10 litri și o sticlă cu capacitatea de 2 litri. Își pune întrebarea: oare de câte ori este mai mare capacitatea găleții față de capacitatea sticlei? Pentru acest lucru vom efectua câtul 10 supra 2 sau 10 împărțit la 2, care este egal cu 5. Deci înseamnă că capacitatea găleții este de 5 ori mai mare decât cea a sticlei. Andrei și fratele lui Mihai vor să culeagă mere. Andrei a cules 12 mere, iar Mihai a cules 3 mere. Aflați câtul dintre numărul de mere culese de Andrei și numărul de mere culese de Mihai. Deci Andrei a cules 12 mere supra cele 3 mere culese de Mihai. Raportul acesta, câtul acesta, este egal cu 4. Să vedem ce înseamnă raportul a două numere, A și B. Raportul dintre numerele A și B, cu B diferit de 0, pentru că împărțirea la 0 știm că nu are sens, este câtul A împărțit la B și se notează A supra B. Numerele A și B se numesc termenii raportului, iar câtul A împărțit la B se numește valoarea raportului. Să aflăm raportul dintre numerele 36 și 48 și vom scrie 36 supra 48. Putem să simplificăm cu 12 și obținem 36 împărțit la 12 este 3, 48 împărțit la 12 este 4, iar dacă efectuăm 3 împărțit la 4 o să obținem 0,75. Andrei a cules 100 de mere, iar Mihai a cules 3 mere. Care este raportul dintre numărul de mere culese de Mihai și numărul de mere culese de Andrei? Avem 3 supra 100, iar dacă facem împărțirea, obținem 0,03. Andrei are un pachet cu 100 de bețișoare, iar Mihai ia din acestea 4 bețișoare. Să scriem raportul dintre numărul de bețișoare pe care le-a luat Mihai față de numărul de bețișoare aflat la început în pachet. Deci acest raport va fi egal cu 4 supra 100 sau, dacă efectuăm împărțirea, obținem 0,04. Andrei are un abac. Știm că abacul are 100 de bile. Care este raportul dintre numărul de bile albe și numărul total de bile? Observăm că avem 10 bile albe, deci raportul va fi egal cu 10 supra numărul total de bile 100, care este egal cu 0,1, adică 0,10 dacă vrem cu două zecimale. Raportul de forma P supra 100, unde P este un număr rațional pozitiv, se numește raport procentual, iar scrierea este P la 100. Deci P la 100 egal cu P supra 100. Dacă luăm exemplele anterioare, vom avea 3 supra 100, îl putem scrie ca raport procentual ca 3%, aveam 4 supra 100, îl putem scrie ca 4%, respectiv 10 supra 100, care îl putem scrie ca 10%. Puteți să dați și voi alte exemple de rapoarte procentuale? Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc succes în rezolvarea problemelor.